Bun, acum o să vreau să vorbim despre riscul și rentabilitatea unui portofoliu. Poate că deja știți, un portofoliu este ca o colecție de active. Poate să fie acțiuni, poate să fie alte active financiare și așa mai departe. Asta este un portofoliu. Practic mai multe active puse la o altă. Activ 1, activ 2, activ 3 și așa mai departe. Activ N. Toate aceste active fac parte din acest portofoliu. Bun. Noi o să ne referim pentru moment la un portofoliu de acțiuni. Iar în matematic, acest portofoliu de acțiuni va fi un vector pe care îl numim cu X. Să zicem că avem N acțiuni. X1, XN. Asta se numește vector de structură. Unde X, I-urile acestea, reprezintă ponderile sumei investite în portofoliu, în acțiunea I, în totalul portofoliului. Deci X, I-urile sunt niște ponderi. Ale acțiunii I în portofoliu P. Deci avem un portofoliu P. Bun, aici e important de făcut o observație. X-ul poate să fie și negativ. Niciodată nu ies punctele astea. Mă rog. Deci X-ul poate să fie și negativ. Dar în cazul ăsta avem ceea ce se numește short selling. În mod normal, noi cumpărăm o acțiune iar acest proces se numește long. În cazul în care vindem o acțiune, dar fără să o deținem, pentru că mizăm că prețul acesteia va scădea, deci vrem să o vindem acum, vom face ceea ce se numește short selling. Și mai este important de notat că suma X-urilor ăstora după I trebuie să fie 1. Suma tuturor ponderilor din portofoliu trebuie să se dea exact 100% din portofoliu. Ok, iar acum aș vrea să vă vorbesc puțin despre ecuațiile unui portofoliu. Pentru că sunt niște formule cu care veți lucra. Deci, ecuațiile unui unui portofoliu. Ok, și o să vorbesc acum despre risc și rentabilitate. Bun. Pentru început, cum am spus mai înainte, avem așa, avem un vector X cu X1, XN. Ăsta este vectorul de structură al unui portofoliu P. Deci, vector de structură. Pentru portofoliu P. Unde X1, XN sunt niște ponderi. Ponderile activelor, X este ponderea activului I în portofoliu P. Bun. Apoi să avem un vector pe care o să-l notăm cu mu. Și care va fi ceva de genul ăsta. Va fi un EDR1
una E de RN. Să închidem. Bun, iar asta este, se numește vectorul rentabilităților așteptate. De ce se numesc așteptate? Pentru că noi nu știm exact cât vor fi ele la un anumit moment dat de timp. De-aia calculăm ceva așteptat, expected. Bun, iar și mai avem și varianța, care va fi tot un vector de varianțele celor N active. Sau rentabilităților celor N active. Și varianță de RN. Acesta se numește vectorul varianțelor. Când am intrat aici, varianțelor. Ok, bun. Dar acum trebuie să trecem la portofoliul nostru. Și pentru acest lucru, o să calculăm odată 1, rentabilitatea portofoliului P cu N active. Folosindu-ne de ceea ce am pus mai sus, de astea 3 puncte. Bun. O să notăm rentabilitatea portofoliului P cu un mu P. Da? Și după cum am spus, rentabilitățile sunt niște variabile aleatoare. Și ca să calculăm o rentabilitate așteptată, atunci când avem mai multe posibilități, avem R1, RN, avem mai multe active în care am investit o anumită pondere, rentabilitatea așteptată a portofoliului P va fi suma acestor rentabilități ponderate cu ponderile XI. Adică, rentabilitatea așteptată a portofoliului P va fi X1 ori rentabilitatea activului 1. Adică rentabilitatea activului 1 contează în toată rentabilitatea portofoliului P atât de mult cât s-a investit în acțiunea 1 sau în activul 1, dacă nu e o acțiune, e și altceva. Bun, puncte, plus X. N E de RN. Bun. Și dacă vrem să scriem mai matricial, ăsta o să fie X1 puncte XN, un vector linie, un vector coloană, E de R1 puncte, E de R. Știm că matricile se înmulțesc liniile cu coloanele, deja fi X1 E de R1 plus X2 E de R2 plus puncte, XN E de R, adică ce am scris mai sus. Bun, iar pe asta putem să notăm ca un X transpus ori mu. Aici X transpus ăsta este notat așa transpus, pentru că tot timpul vectorii vor fi considerați vector coloan. Deci X ar fi X1 puncte XN. Dar noi transpus devine linie. Un vector coloan devine linie atunci când transpune. Ok. Bun. Și asta este rentabilitatea portofoliului P. Scris în forma asta. Care este de asemenea egal cu mu transpus ori x.
Gândiți-vă, dacă am avea coloana asta transpusă în linie și ar fi aici EDR1 puncte puncte EDRN, iar aici am înmulțit cu X1 puncte puncte XN, nu s-a schimbat nimic. Ar veni tot EDR1 EDRN EDR1 ori X1 plus puncte puncte EDRN ori XN, adică ceea ce avem mai sus. Bun. Deci am făcut asta doar ca să vă arăt că sunt echivalente cele două relații. Bun, iar acum varianța sau riscul portofoliului pe asta o vom muta cu sigma pătrat P și va fi varianța din X1 R1 plus puncte puncte plus XN RN. Aici lucrurile stau puțin mai complicate, pentru că va apărea și covarianțele. Varianța sumei ăsteia va fi, de fapt, X1 pătrat, pentru că X1 este o constantă, iese în fața la pătrat la varianță. X1 varianță din R1, X1 pătrat varianță din R1 plus puncte puncte plus XN pătrat varianță din RN plus, aici vine partea fun, de două ori toate combinațiile posibile între X1, X2, puncte puncte XN. X1, X2 ori covarianță de R1, R2 și așa mai departe, plus puncte puncte plus 2 XN minus 1 XN covarianță din RN minus 1 RN. Practic, covarianțele astea arată cât de mult variază tot portofoliul împreună. De exemplu, covarianța din R1 și R2 arată cât de mult variază împreună R1 și R2. Bun, iar dacă facem exact același lucru pe care am făcut și la rentabilitate, și anume să scriem vectorial, lucrurile astea vor fi scrise așa. Avem un vector linie al ponderilor, ori acum avem o matrice mai mare de varianță, covarianță. De exemplu, sigma 1 pătrat este varianța activului 1, în timp ce sigma 1 este covarianța între activul 1 și activul n. Puncte, puncte, va fi o matrice pătratică cu n linie, n coloane, n1 și simetrică, unde pe diagonală aici vom avea varianțele. Sigma 1 pătrat, sigma 2 pătrat și mai departe. Oi, mai avem din nou de scris vectorul ponderilor, dar de data aceasta ca o coloană. Bun, iar simplificând notațiile, lucrurile astea vor fi scris așa. X transpus ori omega ori X, unde omega este matricea de varianță covarianță. Bun, și acum avem exact tot ceea ce ne-am dorit, și anume trei ecuații pentru acest portofoliu. Ecuațiile portofoliului P sunt trei formule cu care veți lucra tot timpul de acum înainte, și anume, o să începem întâi cu vectorul ponderilor. Avem un XT ori un E. E-ul este un vector unitate. Are P
E un vector construit dintr-o singură coloană care are pe coloană 1, doar 1. Deci eu iese de forma 1, 1, 1, puncte, puncte, 1. Ăsta este egal cu transpusul lui, produsului, egal cu 1. Apoi avem mu p, rentabilitatea așteptată a portofoliului p, care este xt ori mu, sau mu de x, și mai avem riscul portofoliului p, care este x transpus omega x.